semnat un protocol cu Primăria Târgu Mureș, prin care ediția a patra a Vâltorii Mureșene se va ține în parcul municipal și în parcarea din fața sălii polivalente. Este un lucru care ne dă bucurie pentru că am ajuns să fim, să avem un parteneriat cu primăria și acest lucru ne, și pe acest lucru ne putem baza și anul viitor, așa că este o ușurință să facem programele din timp. Până acum, acest lucru, pentru că în fiecare an nu știam unde putem să ținem evenimentul, aveam necazuri când făceam programul, dar suntem foarte recunoscători că orașul ne-a devenit partener în acest lucru. Erau persoane, după cum știm, care au vrut să împiedice acest lucru. Sunt bucuros că nu au reușit și de acum înainte vom avea posibilitatea să avem evenimentul în sau aproape în centrul orașului, având posibilitatea ca cei bătrâni care până acum n-au venit pe malul Mureșului să viziteze programele noastre. Acest lucru ca și idee de bază și astăzi la conferința aceasta de presă am dorit să vorbim despre programele care se vor ține pentru familii și pentru copii și iar pentru programele gastronomice și câte ceva despre orașul înfrățit Ketchikamet, care anul acesta vine cu o delegație de 84 de persoane, încearcă să aibă programe care pot fi vizionate și de oamenii care nu vorbesc, de exemplu, limba maghiară, dar sunt curioși să afle câte ceva despre orașul înfrățit din Ungaria. De aceea, după cum știu, se pregătesc și cu flyere în limba română și chiar încearcă să prezinte orașul ca și din punct de vedere turistic, vor avea niște programe tot pentru familii și pentru copii, programe prin care se poate cunoaște mai bine Târgu Mureșul. Vor veni cu foarte multe expoziții, cu formații de dans popular și doresc să aibă un program prin care și maghiarii și românii din Târgu Mureș să afle informații de bază și să aibă curiozitatea să viziteze orașul Ketchikamet. Vom avea ca și invitat special pe domnul Kövér László, președintele Parlamentului Ungar, care din anul acesta a devenit, cum să spun, patronul, ci evenimentul Vâltoarea Mureșeană se organizează sub patronajul domnului președinte al Parlamentului. Atunci îi dau cuvântul doamnei Șanta Agneș, care cine poate să ne vorbească despre programele pentru familii. Încă din primul an am găsit foarte important să accentuăm faptul că aceste activități nu sunt activități pentru copii, ci pentru familii, ceea ce înseamnă, bineînțeles, că în rolul principal îl au totuși copiii, dar încercăm să organizăm în fiecare an activități care, de exemplu, și conversații sau dialoguri pentru părinți sau pentru copii mai mari. Deci, numim aceste programe pentru familii. Locul pentru prima oară va fi acum parcul municipal. Avem, spre bucuria noastră, avem și concurență începând din acest an, pentru că, de exemplu, și unii sponsori de ai noștri organizează
niște activități pentru familii și pentru copii și orașul înfrățit Kecskemét sosește și, și cu niște activități pentru generațiile pe care le vizăm și noi. Însă acest fapt ne bucură pentru că într-adevăr avem multe, multe solicitări și destul de mulți participanți în fiecare an. Activitățile pentru familii sunt, vor fi exclusiv, adică în mare parte pe teritoriul parcului municipal și câteva, de exemplu, plimbări în oraș sau excursii mai mici pe platoul Cornești, dar în majoritate în incinta parcului, unde vom amplasa, deci vor avea loc și activități de, în aer liber, deci pe terenul cu iarbă, dar și vom amplasa și două corturi, unul pentru meșteșuguri tradiționale de artizanat, dar și, pe, și mai moderne, deci nu numai tradiționale ungurești, ci și unele mai, mai la modă, să spun așa. Și în celălalt, celălalt cort vor avea loc activități organizate, de exemplu, de jocuri, de jocuri interactive sau de discuții pentru diverse categorii de vârstă. Ceea ce dorim să, să facem mai bine anul acesta decât în anii precedenți este să, să îi, să îi să-i atragem și pe, și pe copii, de, copii mai mari, pentru că până acum în focusul accesului activității erau mai mult copii mici, adică de vârstă mai mică și oricum această generație de peste 10 ani sau de peste 14 ani și mai mult este o generație destul de pasivă, din toate punctele de vedere nu se prea manifestă în în colectivitate și acum, anul acesta organizăm cu ajutorul, ca și în fiecare an, cu ajutorul asociațiilor locale, a fundațiilor, organizăm activități și pentru această categorie de vârstă, care ar fi mai, mai interactive, mai puțin statice decât până acum și sperăm să, să reușim să-i, să-i atragem și pe ei. Ori fie, fie în colectiv, fie individual, fie cu părinții, ceea ce dorim să... Deci până acum am avut feedback-uri destul de pozitive în ceea ce privește activitățile pentru familii, însă este mereu loc de mai bine și anul acesta încercăm să-i, să-i atragem și pe... și pe persoanele mai în vârstă, cum și parcul municipal, fiind mai aproape de oraș, permite ca persoanele în vârstă, care sunt destul de mulți în orașul nostru, să, să ajungă mai bine pe, în această locație.